O privire la taina vrei. Pentru că mulți ochi sunt ațintiți înspre clătinarea și zguduirea ce se face. Și de aici, de la acest punct central, se vor extinde clătinările pe toată fața pământului. Pentru că dacă peteniile omenești s-au adunat la sfat și au primit directive să se așeze în linie de bătaie, și pacea va fi luată de pe un teritoriu pe altul. Ego vedere brut și ochii voștri vor vedea evenimente care au fost vestite în urmă cu multă vreme și care stau scrise pe paginile Scripturii. Dar pentru ai mei, zice Domnul, pentru cei ce poartă numele meu, pentru cei ce se adăpostesc sub scutul meu, zice Domnul, pentru aceia va fi întinsă împărăția păcii. Slavă ție. La nivel de duh al minții, la nivel de familie ocrotită, la nivel de locuri însemnate de degetul meu, unde pacea va domni și va fi numit teritoriul păcii. Și chiar dacă pacea se retrage din ținuturi întinse, stăpânite de căpetenii omenești, pentru ai mei, pacea va rămâne să aducă echilibru și nădejde de viață. De aceea fiți oameni înțelepți și nu mai căutați pacea pe continente și țări numărate, ci căutați pacea sub scutul ocrotirii mele, zice Domnul, pentru ca să puteți purta și păstra denumirea de fii ai păcii, zice Domnul. Amin. Doamne,